În mijlocul unui viitor vitreg să nu uiți. Există viață. Dacă te mai temi, pentru ce se întâmplă în viitor cu casa ta? Dacă ți -e mai frică ce se întâmplă cu familia ta, te temi de autoizolare, te tem de carantină, te tem de conspirații, te tem de al doilea val și al nu știu câte la val, cum se spunea deja, într-o altă slujire. Am să spun ceva. În numele lui Iisus Hristos există viață. Există viață în numele Lui Iisus Hristos. Să ai o viziune clară, să vezi ce nu se vede. Să-L vezi pe Isus Hristos cum intră în familia ta, cum face o trezire spirituală, cum îi ridică pe oameni din jurul tău. Să vezi cum pandemia se apropie pe oameni, să se gândească la viitorul lor și să-și asigure prin sângele Lui Iisus Hristos. Viziune înseamnă să valorifici ce alții nu valorifică. Viziune înseamnă să vezi viață într-un viitor vitreg. Și viața e viitorul fiecăruia dintre noi în numele Marelui Rege Iisus Hristos.